ce fel de bunic ești? Sunt mai puștan decât ei. Sau nu știu cum să zic, mai mic decât ei. Cât timp au ăștia mici? Stai puțin, că, uite, mă întreabă cineva, auzi, dar câți ani are fitul? Mai merg, fiii merge cu mine la luni. Și eu îl sun pe un șofer de-al meu să întreb câți ani are fitul, că îl uit mereu. Nu știu, crede-mă că știu că unul are un an, doi. Nu știu că am fost în Germania. Bravo, bine, să spun aia, da. Stai, mă, uite, îmi face semnul tu, Stai, știu că unul are 2 ani. Și unul are 2 luni. Na, bravo. Gata, am spart gheața. Și te-ai gândit vreodată că o să fii bunic așa tânăr? Nu, dar îmi pare bine. Nu mă așteptam. Cum a fost când ai devenit bunic? Doamne, mi-era rușine rău de toate, că la mă duc. Eu chiar sunt o rușine din aia. Ai simțit-o ca o presiune? Așa, nu știu cum. Nu. E ciudat. E nu ciudat, că nu vreau să-mi supăr copii, nu știu cum să zic. E jale, că nu știu să mă plâng de asta. E o rușine, mamă, eu chiar am devenit bunic. Gândești la bunic. Dacă e și numele ăsta, exact. Mamă, ca definiție. Mea, nu știu ce. E o emoție de aia, cu o rușine în suflet. Mamă, de acum încolo nu mai pot să fac aia, numai că sunt bunic, vorba aceea. Să-l fie interpretat. Gata, păi ce vorba aia? Să-ți vine și ție, omule, mintea la cap.